Sărbătoare în poiana lui Iohann și astăzi, cu muzică bună și cu bucurie, Gheorghe Angel Caliu de la Clejan, cum îi zice toată lumea. Exact. Așa mă cunoaște toată lumea, Caliu de la Clejan. Bine ați venit, bine ați venit în poiană și Marius alături. Bine v-am găsit la Radio România Jurnal. Bine v-am găsit la Radio România. Taraf de Caliu va concerta în deschiderea programului Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii, chiar astăzi, pentru că vineri ne auzim la radio, de la ora 21 în Piața Unirii, nu? Da, exact, da. V-ați pregătit? Da, am pregătit. Suntem pregătiți deja, suntem toată lumea fericiți. Mare spectacol? Mare concert de onoare, spectacolul. Vă dați seama că noi de-abia așteptăm să ajungem acolo. De unde vine muzica? Pe muzica vine de la bunicii noștri, de la strămoșii noștri, pe care o interpretăm și ținem la ea și noi iubim muzica, dat în fiul generații, a lăsat bunicii noștri, moștenire. De la cine ați învățat să cântați la vioară? De la taică meu. Cum? Venea de la nunți, venea și maica mea cânta cu vocea, erau familie, mă trag din două generații eu. Și din partea lui maică mea, din partea lui taică meu. Ei erau cei mai buni muzicanți. Am văzut o declarație a unui membru al ansamblului, dar nu îi spun numele. Ce, noi nu cântăm pe note, noi cântăm pe bancnote. Exact. Bancnote. Pe bancnotele, vă dați seama că ea ne face fericiți. Deci nu pe note, n-ați învățat pe note? N-am învățat încă pe note, dar Dumnezeu ne-a dat harul ăsta și... Pentru că și noi ținem la muzica noastră, care o respectăm în continuare, să o ducem mai departe și la ceilalți copii de ai noștri. E de tradiție? Se da. Păstrează muzica așa păstrează. Cum ați învățat-o? Da. Eu o păstrez încă și fiul meu și colegii mei, generația că mai suntem astăzi. Taraf de Caliu cântă ca cu 200 de ani? De exact. Da, așa? Da, exact. De da. Câți ani are vioara asta? Păi, cred că peste 200 și ceva de ani. Și e din familie. De la bunicii mei, de la părinții mei, care au lăsat o moștenire. Deci a rămas din... Generul ăsta, da. Transmisă din generație în generație, așa. Da, și o dau mai departe, din generații. De unde vine energia asta? V-am văzut pe scenă, senzațional. De unde toată bucuria asta? Deci când mă aflu în jurul meu cu prietenii mei și cu... colaborator și mai ales cu publicul, îmi dă o energie, nu mai am treabă, nu mai uit și de copii și de familie, tot acolo sunt, e familia mea, toată lumea. Și publicul, să-l fac fericit, să simte ceva, atunci e cel mai frumos. Respect din partea mea și arăt și dau dovadă la public că sunt un adevărat lăutar tradițional. Lăutar, așa îți definim. Lăutar. Da. Adică lăutăriți. Lăutăriți. Pot să zic așa, pot să folosesc verbul ăsta. Da, exact. Da, lăutări. Un fel de, faceți muzică, dar vă și distrați. Și ne distrăm, da, bineînțeles. Noi cântăm și genul și de astea țigănești, muzică de aia veche, fel și fel, și balade, și orice muzică, noi o respectăm, mai ales. Ați umblat o grămadă prin toată lumea. Sunt străini interesați de muzica noastră? Vaia de mine, Japonia, Mexico, Noua Zeelandă, America, doamne, un public minunat. Nu știu de unde știe și vede și energia și vede și muzica pe care o demonstrăm în fața lor, la public. Și oamenii foarte, foarte cântați. Când audă și ne ascultă, băi, așa ceva nu se mai poate. Caliu de la Clejan, în poiana lui Iohann astăzi, e adevărat că afară, în străinătate, în Franța, după ce terminați concertul în sală, mai cântați și în față. Exact. Serios. Pe asta, da. Păi aveam publicul din Franța și din Belgia și din peste tot. Terminam două seturi și după aia ședea până la 5 dimineața cu noi. Nu pot să cred. Vă dau cuvântul meu. Și, dar nu se mai cânta în sală. Nu se mai cânta în sală. Cânteam așa între noi, așa, să simțea publicul. La rece. Cânteam. Hai, venea tot publicul după noi. Și noi eram foarte fericiți. Vă dați seama. Mare bucurie, nu? Și ne simțea foarte bine.
Ne făcea, hai să demonstrăm acum. Un public super. E o atmosferă de asta și când cântați în țară? Este. Asemănătoare? Da, cam așa și așa, dar totuși acum, la noi în țară, a început și publicul nostru, oamenii noștri din România, să simte la fel cum simțeau și ei acum. Succesul la fel. Cum? 30. Deci nu mai e diferență. Nu. Nu mai acum. Nu. Era înainte? Înainte era. Ce simțeați? Nu știa publicul, nu știa cine suntem și cam era și cu rasismul așa, mai mult așa. Ați simțit lucrul ăsta așa? Am simțit lucrul ăsta și ziceam, bă, nu suntem nesuportabili aici, în România. Păcat de but, ne cunoaște tot globul pământesc. Și noi aici, în România, nu suntem în stare să facem publicul nostru să suntem mai apropiați de noi. Adică veneați de la Johnny Depp, care spunea că sunteți cei mai mari muzicieni pe care i-a ascultat vreodată. Așa este. Da. Și se uitau în România. Dom'le, cine sunt oamenii ăștia? Cine sunt oamenii ăștia, fraților? Ce planetă au venit? Chiar cum a fost cu Johnny Depp? Cu Johnny Depp a fost super, magnific. Am stat o lună de zile. Și? Te-am simțit ca la noi acasă. Ați fost la el acasă? La el acasă, Los Angeles. Cum e la el acasă? Ce să vă spun, la el acasă are o cascadă din asta frumoasă, așa, cu tori și cu pom frumoși, cu verdeață frumoasă, piscina în fața casei, toți colegii, toți colaboratorii. Venea tot Hollywood-ul acolo. Tot Hollywood. Toți au venit. Și le cântați? Și le cântam pe fiecare seară. Aveam la cramă, la Johnny Depp, aveam o cramă specială. Acum? Pentru artiști. Mi se pare normal, da. Și acolo concertam. În cramă? Seara de seară, în cramă, da. Bun, Johnny Depp. Până la 5 dimineața. Știi unde să pună concertele. Da. Da, o întrebare de poiană acum, așa că oamenii sunt... Făceați grătare la Johnny Depp acasă? Păi făceam grătare, asta vreau să vă spun acum. Johnny știa. Aveam ospătarii toți care dădea comandă. Ce mâncați, băieți? De porc, cărdați, ce vreau, mici. Tot ce doream noi. Hai, dați drumul la grătar la taraf, la băieți. Și ne aruncam în piscine după aia. Dar ce fază frumoasă a făcut. Eram îmbrăcat cum sunt acum. Da, costum. La costum. Tocmai s-a născut Lily Rose. Așa. Copilul. Și avea 2 luni, fetița. Și am luat-o în brațe. Și eu, de dragul copilor și când mi-a dat copilul, da, Vanessa Paradis, am luat fetița în brațe și i-am pus $100. Ca la noi, așa. Ca la noi. Așa. Tradiția noastră. Așa. Și când vezi un copil, e născut, se meargă bine, da, să fie, da, bogat, da, în viață. Da, da. Și am pus aici în scutec. În costumaș. Și cum au reacționat? Ce înseamnă asta? Zic, așa e tradiția Johnny la noi. Aoleu, uitasem. Așa e. Și Vanessa. Cât de tare asta. Da. Uite, tradițiile românești, du-te, da, duse la... După aia, după ce am luat copilul și am dorit și eu ce-am putut, am stat în pauză. Am dat-o lui Vanessa, pare. Fetița. Și după aia, ce face Johnny? Face semn cu taraf și cu organizatorul, nu știu. Mi-a făcut vânt, eram lângă pișin. Da. Pac! Cu costum, cu cravat. Botezul. Botezul. M-am botezat în locul lui. Rost. Caliu... Și a început, tot taraful s-a aruncat după mine, după aia. Super. A mers și o mică cântare, da, în pișină. Da. Mai rămânem un pic la Johnny Depp și la filmul Omul care plânge. E adevărat că i-ați dat indicații de regie cu, da, da, cuțitul? Da. Cum ia povestea? Nu știa, să mira când cânta, vă dați seama. Făcea și zic, măi, Johnny, mai trebuie o fază bună aici, ție, ca să aparțin, ție, tot ceea ce faci. Cristina Ricci, că era... Era partenera lui în film, nu? Da, partenera. Și vine, e o scenă de, da? Așa, vine cineva și o ia de la masă, de lângă Johnny Depp. Și eu așa, zic, măi, trebuie să fac ceva. Nu pot să am oprit așa faza atunci. Serios, da? Serios, da. Filmam tot în restaurant acolo. Da. Făceam, plângeam pe platou și spun, măi, Johnny, nu e bine. Ce s-a întâmplat, Caliu? Păi așa, măi, știi cum e tradiția? T-ai uitat tradiția? Deci tu ești jumate țigan și jumate indian. Zic, uite așa,
trebuie, bagă-ți un cuțit aici, să mai vin o dată la faza asta, cum să o invite pe Cristina Nici, să o ia la dans, tu atunci ai de aici cuțitul și l-nfingi în masă. Și ce spune asta? Ce spune? Pe cum ți-ai permis să iei tu prietena mea să dansezi tu cu ea? E un avertisment. Un avertisment. Am înțeles. Și a băgat scena în film. Da, e bine. Zici și făcut. Mai a rămâne... fost mare frumosețe de fază. Mai rămâne la film un pic și mergem la concertul. Radu Mihăilanu. Ați învățat Paganini așa după ureche, după ureche, oră? Bineînțeles, da. O oră am avut la dispoziție și ce spune domnul Radu Mihăilanu? Caliul, dacă ești în stare, îți ofer tot ce vrei tu aici. Mai ce am discutat, pe alte discuții. Dacă ești în stare să-mi faci Paganini. Domnul Radu, dacă nu vă dau rezultatele, puteți să mă trimiteți înapoi acasă, cu avion. Și? Și am demonstrat că într-o oră a fost zis și făcut. Și ce a comentat? A comentat Radu ceva? N-am mai comentat. A rămas tablou așa. Nici nu mă gândeam. Credeam că durează vreo două săptămâni, trei să înveți. Pe cum, domnul Radu? În cât ați învățat? Într-o oră. Într-o oră? Într-o oră. Și ați cântat Paganini? Da. Ce s-aude în film? Ce s-aude în film? Și bineînțeles că acum trebuia ca să fie acolo care era fata Melanie, care am învățat. Da. Mă punea în loje și spunea, acum ocupă-te de Melanie. Și a ieșit super. Caliu de la Clejani, în poiana lui Iohan astăzi. Ați cântat toată noaptea când a murit Neacșu? Da. Munchii meu. Munchii și acum și au rămas așa o istorie. Neacșu Nicolae. Da. Și unchii meu, da. Până în zori? Prânz, până dimineața, la 5-6 dimineața. Ce simțeați? Toți muzicanții, toți lăutarii ședeam și mai ales și eu, că eram acolo aproape. Eu îl înțelegeam. Nu mai avea pe nimeni, pe băiatul lui, pe Sandu Marin Țagoi. Zic, mă, a dispărut între noi, acum ce facem noi? Vorbeam cu Marius, cu toți colegii noștri, plângeam, mă, cu tot focul, făceam grătare. Tradiția așa e la noi. Când pierzi pe cineva care cântă cu tine pentru 30 de ani. O carieră, o viață. A fost o concurență cu Neacșu? Da, am avut. Da? La un moment dat am spus, nu o să ierte. Deci făceam repetiție la Clejani. Venea Ion Albeștean, nu o să ierte, dirijorul de la radio. El v-a descoperit, da, sau da, v-a redescoperit. Cu speranța și rădus. Exact. Exact, da, ceea ce vă spun. Și la un moment dat făceam repetiție în Căminul Cultural acolo. Vă dați seama, pe timpul Ceaușescu, că cântarea României. Da. Și Neașu ca mai farsa un pic. E bine că era și cu... Și venea nervos. Și a spus la un moment dat, ei, eu vreau să cântați numai așa ca mine. Păi stai puțin, Neașu. Trebuie și o tehnică acolo, puțin. Maestră, am spus. Și Albeșan a auzit de discuțiile trebuie. Și a spus lui Neacșu, Dumnezeu, Neacșule, așa e, ce spune Caliu, mai tânăr, mai altceva. Mai bun la tehnică. Tehnica și știe și de câte ori s-a depetă o parte. Eu nu știam note, eu nu știam nimic, eu știam. Era renumită ulița lăutarilor în Clejani. Da, Clejanu. Prin anii 70 erau vreo 100 de lăutari. Da. Câți mai sunt astăzi? Mai e uliță? Păi majoritatea, cine a rămas? A rămas eu. Marius, Ionică cu sambalul, contrabasistul, băiatul Neacșu Nicolae, are și 74 de ani. Și Robert, băiatul meu. Număr pe... Vreo 7. 7 persoane. Atât? Dintr-o 100 de muzicanți. Restul? Unii au... Au murit. Și copiii n-au mai preluat. N-au mai preluat. Mi-a părut rău. De când am plecat noi în străinătate, atunci nu s-a mai apucat. Și povesteam. Și din ce câștigă bani acum? Pe la zidării, pe la, mă rog, pe la agricultură,
cu ce poșie, săraci, dar pare rău. Nu vreau, am un nepoțel acum, are 8 anișori, cântă cu vioară, Marius. Bun. Și face și liceul de muzică. Deci ați transmis, da, în familie. Transmis, da, la mine, da. Da, mai sunt curios de o chestie, așa, și oamenii din Poiană, cu siguranță. Cum se întamau lăutarii? Cum stăteați la bursă, nu la... La bursă, la restaurant. La restaurant. Deci, da, ne așteptam, ne sculam la 10, de dea drumul la Călciun. Așa. Și acolo era bursa. Veneau oamenii cu căruțe. Nu erau pe timpul... Da, 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 da. 75, oameni care aveau un botez, un botez, o nuntă. Da, o nuntă, un botez, o nuntă, da. O cumetrie, ceva, o logondă. Și eram foarte mulți muzicieni. Pur și simplu stăteați, da, domnule. Acolo ne comandam mici. Așa. Luam câte un beric, mă rog, și eram, clar, că știam că vine oameni pe la 10 și bate 11. Așa. Care mai de care. Și eram toți lăutari. Și acolo veneau oameni pe Vrășu, pe Neacșu, pe Manole sau pe Caiu. Și spunea, păi vezi că eu nu e liber. Eu sunt liber. Îți las puțin prețul mai jos. Deci era concurență. Era concurență, da. Și îi lăsa mai ieftin să ia. Și oamenii zicea, nu, pe vrea să-l ia pe Caliu, chiar când cere și mai mult. Ia uitați, mă, ce noroc are, mă. S-a născut ăsta pe căpunul ăsta. Și notați în agenda? Și notam, aveam agenda, da, notam. Da, pe dată cu toare, în mai, pe ziua cu toare, la ce oră. Făceam o chitanță de mână și gata, ne dădea avansul. Și cam cât cântați la nuntă? Domnule, atunci să cânta după cum era și trai mai ieftin. Uh-huh. Nu era da. Acum s-a scumpit asta. Da. Luăm, să nu exagerez, 1000 toată formație. Toată formație? Da, câți 1000 de lei, adică... 4-5 oameni. Eram 7-8. 7-8. Da. Și fiecare cu... Și cum începea programul la nuntă? La ce oră? Sâmbătă seara, făceam, mergeam, cântam la Fedeleș. Ne despățea. O parte la 3-4 și la socul mic, 3 la generic, par. Hai, avea și oameni acolo și acolo. Și până la 2:30-3 terminam Fedeleșul. Acum începea duminică. O luam de dimineață. A, deci era de dimineață. Și a doua zi? A doua zi, pe, a treia zi. Putea până trei nu zile? Trei zile. Până nu seara, da. Până nu seara. Hai. Treabă serioasă. Da, da, și eu munceam. Și era praf. Înghițeam praf. Ăla trebuia să ai schimbul. Și luam schimbul la noi. Că era praf. Da, da, da. Răpuiți, vă dați seama. Dansa lumea pe drum, jucat. Da, atmosfera asta de nuntă și de apropiere așa, am avut senzația că ați dus-o și în sala de concert. Da. Bucuria asta de a cânta așa. Vă vine câteodată să coborâți de pe scenă la mese? Da, da, așa, da, să duc, da, așa fac în timpul, după ce termin programul, merg în public. Și publicul să mire atunci. E cel mai fericit. Ce? Că-i fac fericiți. Ce piese vi se cer cel mai des? Să-ți cere și dragostea de la Crișan, care o facem. Hai, Marius, zic că să faci dragostea aia. Prima dată fac o doină aia și la urmă. Hai, mă! Prima dată fac o doină. Ia să vedem. Thank you.
noastră dragoste. Și e Marius Acordeon și voce. Vă mulțumim pentru invitație și pentru respect. Mulțumesc tare mult că ați fost în Poiana.